Festivitate de premiere 100 metri fluture, băieți 14 ani, locul 3, Daniel Mitran, Steaua București, 1 minut 8 secunde 49 de sutimi. Locul 2, Răzvan Gabriel Stoian, performer București, 1 minut 5 secunde 29 de sutimi. Și locul 1, Alexandru Stoica, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 1 minut 2 secunde 30 de sutimi. Festivitate de premiere, 100 metri fluture, băieți 15-16 ani, locul 3, David Cârciumărescu, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 1 minut, 1 secundă, 14 sutimi. Locul 2, Alexandru Nicolae, CSM Pitești, 59 de secunde, 63 de sutimi. Și locul 1, Vlad Rogoveanu, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 59 de secunde, 41 de sutimi. La categoria tineret, categoria tineret, băieți 17-18 ani, locul 1, Radu Săplăcan, Steaua București, 1 minut 12 secunde 23 de sutimi. Trecem la premierea fetelor în proba de 50 metri spate. La fete 9 ani, locul 3, Delia Gabriela Ionela Brăicău, Aquavita Delta Tulcea, 47 de secunde, 20 de sutimi. Locul 2, Amalia Georgiana Gheba, Aquavita Delta Tulcea, 46 de secunde, 93 de sutimi. Și locul 1, Iarina Cojocaru, Baracuda Câmpina, 39 de secunde, 79 de sutimi. Cincizeci metri spate, fete 10 ani, locul 3, Ariana Manolache, Petrolul Ploiești, 41 de secunde, 51 de sutimi. Locul 2, Ana Grosu, Aquatonix Pitești, 40 de secunde, 92 de sutimi. Și locul 1, Teodora Dumitru, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 37 de secunde, 14 sutimi.
50 metri spate, fete 11 ani. Locul 3, Maria Gabriela Dima, swimming team București, 41 de secunde, 52 de sutimi. Locul 2, Amina Cernat, swimming team București, 38 de secunde, 57 de sutimi. Și locul 1, Ioana Ciobanu, liceul cu program sportiv Viitorul Pitești, 37 de secunde, 24 de sutimi. Fete, 12 ani, 50 metri spate, locul 3, Ioana Voicu, Aquasport București, 36 de secunde, 21 de sutimi. Locul 2, Vasilieva Maia, Dobrogea, Bulgaria, 35 de secunde, 82 de sutimi. Și locul 1, Alexandra Butnaru, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 33 de secunde, 44 de sutimi. Metri spate, fete 13 ani, locul 3, Ioana Ruxandra Dobrican, performer București, 34 de secunde, 50 de sutimi. Locul 2, Ioana Dragomir, contratimp, 33 de secunde, 48 de sutimi. La egalitate de puncte pe locul 3, Dragomir Miruna, liceul cu program sportiv Viitorul Pitești, și Dobrican Ioana Ruxandra, performer București, cu 34 de secunde și 50 de sutimi. Locul 2, Ioana Dragomir, contratimp, 33 de secunde, 48 de sutimi. Și locul 1, Alessia Pintilie, swimming team București, 32 de secunde, 72 de sutimi. Festivitate de premiere, 50 metri spate, fete 14-15 ani, locul 3, Vanessa Tilă, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 33 de secunde. Locul 2, Simona Chiru, SS1 București, 32 de secunde, 45 de sutimi.
și locul întâi la egalitate, Delia Savchenko, Dacia Mioveni și Alexandra Curcan, Aquasport București, 32 de secunde, 6 sutimi. Festivitate de premiere, 50 metri spate, fete 16-17 ani, locul 3, Ioana Nicolaescu, contratimp, 37 de secunde, 22 de sutimi. Locul 2, Alexandra Dragomir, Dacia Mioveni, 36 de secunde, 16 sutimi. Și locul întâi, Elena Botezatu, Corona Brașov, 33 de secunde, 10 sutimi. La categoria senioare, locul 2, Ana Olteanu, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 33 de secunde, 93 de sutimi. Și locul 1, Emilia Colț Dumitrescu, Petrolul Ploiești, 32 de secunde, 88 de sutimi. Începem premierea băieților în proba de 50 metri spate la categoria 9 ani. Locul 3, Eduard Enache, Aquatonic Pitești, 45 de secunde, 40 de sutimi. Locul 2, Denis Ionescu, Hyperion Brașov, 37 de secunde, 50 de sutimi. Și locul întâi, Vlad Ionescu, Hyperion Brașov, 37 de secunde, 36 de sutimi. Metri spate, băieți 10 ani, locul 3, Stoica Eric Vasile, Dacia Mioveni, 40 de secunde, 81 de sutimi. Locul 2, Eduard Gabriel Bumbac, Aqua Vita Delta Tulcea, 38 de secunde, 33 de sutimi. Și locul întâi, Mogher Fekete, Hyperion Brașov, 37 de secunde, 91 de sutimi. În categoria băieților de 11 ani, locul 3, Sabin Stanciu, Petrolul Ploiești, 38 de secunde, 83 de sutimi.
Locul 2, Matei Pavel, median București, 37 de secunde, 80 de sudim. Și locul 1, Gabriel Răducanu, liceul cu program sportiv Viitorul Pitești, 36 de secunde, 7 sutimi. Metri spate, băieți 12 ani, locul 3, Teodor Proca, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 34 de secunde, 90 de sutim. Locul 2, Novacev Vitomir, Dubrugea, Bulgaria, 34 de secunde, 78 de sutim. Și locul întâi, Răzvan Petrea, Aquasport Sitius București, 32 de secunde, 94 de sutim. La categoria băieților 13 ani, locul 3, Marius Roșu, Aquasport București, 35 de secunde, 5 sutimi. Locul 2, Vlad Mihalache, Aquasport București, 32 de secunde, 73 de sutimi. Și locul întâi, Petre Culea, SS1 București, 32 de secunde, 70 de sutim. Metri spate, băieți 14 ani, locul 3, Nicolae Răducanu, liceul cu program sportiv Viitorul Pitești, 33 de secunde, 5 sutimi. Locul 2, Mario Fasie, Luna Brașov, 32 de secunde, 34 de sutimi. Și locul întâi, Adrian Nae, Dacia Mioveni, 31 de secunde, 32 de sutim. Categoria băieților 15-16 ani, locul 3, Robert Andrei Secărin, Energic Pitești, 32 de secunde, 32 de sutimi. Locul 2, Denis Deaconu, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 29 de secunde, 72 de sutimi. Și locul întâi, Alexandru Nicolae, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 27 de secunde, 85 de sutimi.
categoria băieților 17-18 ani. Locul 2, Alexandru Vrăbete, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 35 de secunde, 92 de sutimi. Și locul 1, Cătălin Găvănescu, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 29 de secunde, 40 de sutimi. Și în categoria seniorilor, locul 1, Emanuel Ioan Olaru, Emil Racoviță, București, 30 de secunde, 29 de sutimi. Trecem la premiera ștafetelor de 4x50 metri mixt, ștafeta mixtă, formată din două fete, doi băieți. Locul 3, Clubul Sportiv Școlar SS1 București, Chiru, Simona Andreea, Preda Alexandra Florin, Culea Petre și Solomon Rarinca. Locul 2, echipa Aquasport București, Mihala Chevlad, Argeșanu Maria, Bucur Andreas și Curcan Alexandra. Și locul 1, echipa Clubului Sportiv Municipal Pitești, Emilia Surugiu, Alexandru Stoica, Ana Oțoiu și Mihai Dobrescu. Urmează premierea celor mai bune performanțe, Cupa Ligii Sprint,
25-26 mai, Pitești 2019. La fete, categoria fete, 9 ani. Iarina Cojocaru, Paracuda Câmpina, 36 de puncte. La categoria 10 ani, Gabriela Amalia Constantin, swimming team București, 34 de puncte. La categoria fete 11 ani, Ioana Ciobanu, liceul cu program sportiv Viitorul Pitești, 36 de puncte. La categoria 12 ani, Emilia Surugiu, 36 de puncte. La fete 13 ani, Ana Cristiana Oțoiu, 36 de puncte. La categoria junioare, Alexandra Curcan, Aquasport Sitius București, 32 de puncte. La categoria tineret, Elena Botezatu, Corona Brașov, 36 de puncte. Categoria senioarelor, Petrolul Ploiești, Emilia Colț Dumitrescu, 36 de puncte. Cea mai bună performanță, băieți, la categoria 9 ani, Robert Cantor, Hyperion Brașov, 34 de puncte. La categoria 10 ani, Mogher Fekete, Hyperion Brașov, 36 de puncte. La categoria 11 ani, Gabriel Răducanu, liceul cu program sportiv Viitorul Pitești, 34 de puncte. Categoria 12 ani,
Darius Coman, Baracuda Câmpina, 36 de puncte. La categoria 9 ani, Ionescu Vlad. La categoria 13 ani, Mihai Dobrescu, 34 de puncte, Clubul Sportiv Municipal Pitești. Categoria 14 ani, Adrian Nae, Dacia Mioveni, 34 de puncte. La categoria juniori, Vlad Rogoveanu, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 36 de puncte. Categoria tineret, Cătălin Găvănescu, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 36 de puncte. La categoria seniori, Emanuel Ioan Olaru, Emil Racoviță, București, 36 de puncte. Și ultima premiere din această seară, clasamentul pe cluburi. Locul 3, Contratimp Câmpina, 341 de puncte. Locul 2, Liceul cu program sportiv Viitorul Pitești, 380 de puncte. Și locul 1, Clubul Sportiv Municipal Pitești, 809 puncte.
toți arbitrii care mai sunt încă prezenți pe marginea bazinului sunt rugați să vină în zona podiumului să facem o poză de grup. Acestea fiind spuse, competiția a luat sfârșit. Vă așteptăm și la următoarele ediții ale Cupei Ligii, desfășurate în toată țara și de asemenea și la competițiile Clubului Sportiv Municipal Pitești din acest an.